Bună dimineața, bună dimineața tuturor, dragi prieteni. Bună dimineața la toată lumea. Bine ați venit pe canalul YouTube Psică de la Strehaia, dragi prieteni. E ora 6:30 dimineața, dragi prieteni. Merg să o iau pe mama, să mergem la spital la Drobeta Turnu Severin. Mama nu s-a simțit bine nici alaltă noapte, nici azi noapte. Mama se simte foarte rău, are mai nou acum și frisoane, deci nu știm din ce cauză vin și acele frisoane. Și plus acele dureri, acele amețeli pe care le are, acele dureri groaznice la cap. Și de asta acum mergem la programarea care am făcut-o de data trecută, la ora, pe data de 28, dragi prieteni. Așa că acum merg să o ia pe mama. Sora mea, Anca, nu poate să meargă, dragi prieteni, pentru că nepotul Alin, știți că e mic, trebuie să-i fiarbă laptele, să-i fiarbă suzeta, trebuie să-i dea acolo, să aibă grijă de el. Fiind mic, știți cum este, trebuie să ai grijă de un copil mic, așa că din cauza asta sora mea nu merge și o să merg tot eu cu mama și asta e. Mai e și Alex, mai sunt treburile casei și nu se pot lăsa aceste treburi, dragi prieteni, când e să mergem la spitale cu părinții noștri care trebuie să-i prețuim atâta timp cât trăiesc, dragi prieteni. Că degeaba îi mai plângem că nu vor mai fi. Înțelegeți? Acum, dacă îmi dați dreptate, îmi dați, dacă nu, iar începe să-mi spuneți nu știu ce, că sunt, nu știu cum, dar vedeți că, dragi prieteni, sunt puțin foarte supărat, starea de sănătate a mamei nu e bine, nu e bine deloc. Ea a fost foarte rău, alaltări, noapte și aseară i-a fost rău, dar aseară nu i-a fost cum a fost alaltă noapte. Mama a crezut că, mi-a zis că, a crezut că gata, nu mai poate duce și asta e. Așa că, dragi prieteni, trebuie să lăsăm totul când e vorba să mergem cu părinții. Mai avem doar pe mama, că tata nu mai e. Deci, nu știu, dragi prieteni, cei care vă supărați pe mine, vă supărați degeaba, e problema fiecăruia. Și asta e, da, eu când zic adevărul de fiecare dată, toată lumea începe să domne, să zică fel și fel de chestii, că sică n-are dreptate. N-are dreptate sică de ce? Că spune adevărul, nu? Da, așa că eu asta mi-am asumat, când mama are probleme de sănătate, merg cu ea. Fie că am treabă, așa cum am mai zis, fie că sunt plecat undeva, vin de acolo și merg cu mama. Dragi prieteni, nu există scuză pe tema asta. Când e vorba de părintele nostru, mai am pe mama, atât. Așa că, dragi prieteni, haideți să nu mai las pe mama să aștepte, că m-a sunat deja să vadă dacă m-am îmbrăcat de unde. Eu mi-am făcut duș, am băut cafeluța, mi-am mai luat una aici la Gardul Roșu și merg să o iau pe mama. Așa că, dragi prieteni, doamnele care se supără, vă supărați degeaba. Doar de dragul că iubiți și țineți la cineva, trebuie să atacați persoanele care zic adevărul de fiecare dată. Dumnezeu mi-e martor că întotdeauna n-am ieșit în fața publicului să vorbesc aberații. Și știți foarte bine chestia asta. Dacă sunt vizionat, sunt, dacă nu, asta e. Dar măcar zic adevărul care e. Ok, dragi prieteni, revenim. Merg să o iau pe mama și mai am cafeluță să am pe drum și revenim după aceea. Dragi prieteni, am ajuns aici la spital. Am vorbit cu domnul doctor și mama a intrat în undru acolo să vedem ce analize îi face. Trebuie să-i facă tomograf să vadă de unde pleacă acele dureri. Și acum aștept să vedem ce spune domnul doctor. Da, dragi prieteni, a plouat până acum, de ce să mai zic, dragi prieteni.
Deci a plouat torențial în timp ce eram pe drum încoace către Turnul Severin. Da, dragi prieteni, așa că așteptăm să vedem de unde pleacă durerile acelea care mama nu se simte bine, așa cum v-am zis, i-a fost foarte rău și alaltă noapte și azi noapte. Și vedem de unde sunt durerile astea. Așa că acum, dragi prieteni, am ieșit puțin afară și o să mai stau puțin și o să merg înapoi acolo la cabinet unde a intrat mama și să stau și eu de vorbă cu doctorul. Să văd ce spune doctorul. Da, dragi prieteni, sunt puțin, într-adevăr, sunt supărat pentru că, așa cum am zis mai devreme, că trebuie să avem grijă de părinți atunci când au o problemă. Da. Indiferent că avem treabă, că avem nu știu ce, trebuie să lăsăm tot. Da. Așa că, acum, asta e, dragi prieteni. Consider că e datoria noastră de copii să facem asta. Să ajutăm și noi cu ce putem. Cu ce putem acolo, părinți. Înțelegeți? Continuăm, dragi prieteni. Continuăm prezentarea că acum am plecat de la spital, de acolo. Avem multe hârtii, trebuie să umblăm cu toate. Bile de trimitere, rețete pentru durerile care le are mama. Și avem bile de trimitere, acum trebuie să mergem la tomograf. La tomograf, să facă tomograf. Nu face știu, programare. Poate ți-l face azi. Eu știu, dar nu vreau. Da. Să vedem dacă îi face azi tomograful, dacă nu, facem programare pentru altă dată. Așa că acum mergem acolo, la județean, la etajul 1, se face tomograf. După aceea trebuie să ne întoarcem înapoi cu tomograful, să vadă domnul doctor ce e acolo. Da, dragi prieteni. Asta trebuie să facem. Rețeta pe care i-a dat-o domnul doctor, trebuie să luăm acele medicamente pentru durerile pe care le are. Pentru amețel, pentru mai mult, pentru transpirare. Da, pentru frisoanele acelea de care v-am zis și eu mai devreme. Da. Și după tomograf o să-ți dea alt tratament. După ce aducem tomograful ăla la el? Păi să vadă el ce e acolo, la cap. Tomograful ăla vede sigur ce e. Da. Și de unde vin durerile și amețelile și transpirările așa. Așa că, dragi prieteni, avem de umblat. Da, v-am zis mai devreme că tot eu sunt cel care trebuie să umblu cu mama. Altcineva nu are cine, pentru că avem treburi de făcut și nu... Trebuie să vă faceți timp și pentru mine. Asta zici și lui fie ta, mamă. Că da. Și eu am crescut și da. Mi deteam interesul pentru voi când aveați ceva. Nu e de mine. Vă deteam tot ce vă trebuie și eu și tatăl meu. Da. Și trebuie să umbli cu mine, să că... Da, dragi prieteni, ce am zis și eu mai devreme, da? Dacă avem părinți, trebuie să facem tot posibilul să fim acolo. Nu că avem noi treburi, putem să avem noi treburi cât o mai avea. Dați-le încolo de treburi.
Unde mergem acum? Mergem prima dată să faci programarea la tomograf sau mergi să plătești, să plătim acolo la asigurare? Că nici nu știu unde să plătesc asta. Să mergem acolo, ok. Păi, dar unde vrei să mergi acum? Păi unde? N-a zis la județeană. Păi bun, lasă aia, știu eu la tomograf. Ai zis că vrei să mai mergi să, și la casa de asigurări, sau unde? Da, la casa de asigurări. Păi și unde e casa de asigurări? Că eu habar n-am. Dar trecură, nu ți-am mai zis că... Păi unde? E jos acolo, e... lângă gară, cumva? Da, nu, nu. E în partea asta, de la piață. Mai înainte. Păi trebuie să plătești azi neapărat acolo? Eu nu plătesc, la asigurări nu plătesc nimic. A, la asigurări da, să prelungesc. Hai să întâi să vedem la, aici la tomograf. Mergem la tomograf mai bine prima dată. Suntem aproape aici. Da, facem programarea. Și după aia la casa de asigurări, acolo mergem după aceea. Dar acum mergem la tomograf, să vedem dacă poate să facă azi tomograful sau dacă nu să facă programare pentru tomograf. Și ceea ce, ce contează cel mai mult, că ți-a dat rețetă pentru durerile alea pe care le ai. Din ce în ce mi se îngreunează. Da. Să încep să iei medicamentele și să iei tratamentul într-una. Chiar dacă îți dă programarea aici la tomograf mai târziu, că ți-o dau în câteva zile. Să vedem. Da. E și ziua lui Alinuța, dragi prieteni, Alinuța, fata lui Fernando, nepoțica noastră. E ziua ei. La mulți ani, să-i ajute Dumnezeu. Înainte. La mulți ani, cu multă sănătate și cu multe bucurii, să-i ajute Dumnezeu lui Alinuța. Hai, sărbătorim, dragi prieteni, când ajungem acasă, a rămas acasă Boco, Silvia, fac pregătirile. Am făcut de ieri sarmalele, am făcut salata. A. Mai multe trebuie și acum pregătesc altele astăzi. Da. I-a adus un tort, i-a făcut surpriză. Azi noapte. Mamă, ce disperată era, nu mai știa. Și bucurii. Acum urmează tortul de masă, celălalt. Are pentru ziua de azi. Da, da. Ăla a fost o surpriză așa pentru ea. Surpriza ei. Da, dragi prieteni, așa când ajungem acasă, sărbătorim ziua lui Alinuța, micuța, a lui Fernando. Așa că acum suntem la spital. La treburile cu... Păi, uite, în față aici. Județeanu. Da. Și după aceea, de aici, de la județeanu, la casa de asigurări. După casa de asigurări, trebuie să mergem să luăm medicamentele, tratamentul, rețeta care i-a dat. Da, dragi prieteni, avem de umblat, cred că toată ziua. Da. Să văd dacă îmi rămâne timp să schimb și eu, să fac schimbul de ulei la mașină, filtrele. Dacă n-am timp, dacă nu rămâne, o să îl fac altă dată și gata. Aici vrei să schimbi uleiul? Aici, mamă, că dacă era să schimb la dubă, la dubiță, schimbam în strehaia. Dar la asta, filtrele care mi le schimbă, trebuie să le schimbe cu grijă, că după aia, dacă nu le schimbă bine, atunci ce mai fac? Fac schimbul și dau banii degeaba. Trebuie să schimbe filtrele, uleiul. Da. Da, dragi prieteni, așa că
mama durerile, așa cum v-am zis, le are într-una. Așa că, de exemplu, cum e acum, da? Cum e acum, că ei se mai ameliorează cât de cât, e altceva. Dar noaptea, când e noaptea, când începe seara, așa e marea problemă. Da. Ok, dragi prieteni, o să revenim după aceea să vă spunem dacă am rezolvat cu tomograful, să îl fac, să nu mai venim altă dată, că dacă luam rezultatul de la tomograf, mergeam înapoi la acolo, la neurologie sau neuropirologie, cum se spune acolo, că am și uitat, să vadă domnul doctor tomograful. Da, așa, chiar dacă nu ne-l dă azi și facem programare. Și că și-a trebuit să îngelge. Păi nu, mi-a zis doctorița, nu te bași pe acolo. Da. Etajul 1 pe aici, prin partea asta, nu de la urgență. Deci aici e tomograful. Da. N-are nicio legătură urgența. Deci mi-a zis foarte clar femeia. Da, dragi prieteni, o să revenim acum, puțin mai târziu, vă pup. Am venit aici la județean, la tomograf, ne-a programat pe data de 3, pe data de 3 programare la tomograf, rezultatul ne-l dă pe 8, am făcut programare pe data de 8 la domnul doctor la neurochirurgie acolo, cum îi spune, sau neurolog, așa. Deci pe data de 3 venim aici să facă tomograful. Și după aceea mai venim o dată pe data de 8 ca să luăm rezultatul. Și totodată pe data de 8, cum am zis, am făcut și programare de la domnul doctor, după ce luăm rezultatul de aici, să mergem cu el acolo la domnul doctor. Deci trebuie să venim pe 3, pe 8 și vedem ce mai e, dragi prieteni. Așa că acum o aștept pe mama să vină mama. Și după aceea mergem la casa de asigurări. Mergem la casa de asigurări ca să plătim acolo, să fie ok. La casa de asigurări, că trebuie să mai facă niște acte. Da, și după casa de asigurări, vedem ce timp mai avem. Da, dragi prieteni, că și eu țin uleiul în mașină și filtrele de o săptămână și n-am avut timp să fac schimburile de ulei și de filtre. Și văd dacă mai am timp, dacă le-am ținut o săptămână în portbagaj, le mai țin, nu e nicio problemă. Așa că aștept să vină mama acum, să vedem pe unde e. Da, dragi prieteni, eu am venit la mașină, sunt la mașină, și aștept să vină mama acum. Da. Da, dragi prieteni. Deci, cam asta e cu noi, copiii, ceea ce trebuie să ne asumăm de fiecare dată când părinții noștri au nevoie de noi, dragi prieteni. Da. Dar ce întârzi atât de mult mama, nu știu. Dragi prieteni, mama, așa cum v-am mai zis, nu mai aude. Nu mai aude. Pur și simplu mama nu mai aude. Eu de fiecare dată trebuie să vorbesc tare cu ea ca să audă. Da. Trebuie să vorbesc tare cu ea ca să poată să audă și atât. Așa că frisoane, dureri de cap, amețel și toate alea. Știți ce mi-a zis acum pe hol, dragi prieteni? Sică, ce-ar fi dacă m-aș interna azi, să rămân internat aici, că mi-e frică că nu o să o mai duc mult. Ei, vedeți, dragi prieteni, când am auzit vorbele astea, n-am avut ce să-i zic altceva decât mă, mamă. Nu te mai gândi la chestii din astea, pentru că ăștia sunt niște chestii trecătoare, o să-ți treacă,
o să-ți treacă tratamentul care trebuie să îl faci acum cu rețeta care ți-a dat-o domnul doctor, luăm acele medicamente, faci tratamentul și-ți trece. Dar face, nu, țică, simt eu chestia asta că nu o să mai duc mult. Ce să mai zic, dragi prieteni, eu unul singur aici și ce răspuns să-i mai dau lui mama, ce să-i mai spun lui mama? Ea se referă după cum se simte ea, după durerile pe care le-a avut și ce să mai zic. Și asta mi-a zis că nu crede că o mai duce mult. Așa mi-a zis. Da. Ce să mai zic, dragi prieteni? Știți foarte bine și în cazurile mele la fel, care le am. Problemele acum cu mama. Asta e, mergem înainte, cu Dumnezeu înainte. Ce să mai zic? Așa că aștept să vin acum și să mergem la casa de asigurare acolo. Să vedem ce acte mai trebuie acolo ca să fie ok cu casa de asigurări. Da. Dragi prieteni, credeți-mă că sunt într-o stare încât nu știu ce să vă mai zic. Credeți-mă, vă rog eu să mă credeți că nu sunt bine deloc nici eu. Nu sunt bine deloc nici eu. Așa că mă rog la Dumnezeu să fie bine și asta e. Da, dragi prieteni, continuăm după aceea când vine mama, după ce venim de la casa de asigurări și uite că acum vine, acum iasă de acolo, dacă o vedeți. Uitați acolo la ușă. Uitați cum vine. Uitați, o vedeți? Da, dragi prieteni, mă mir cum mai merge pe picioare. Da. Dragi prieteni, o aștept pe mama. S-a dus aici la casa de asigurări. Și, dragi prieteni, veni foamea, uitați ce mănânc, mi-am luat covrig, gata, veni mama, m-a surat și Leo între timp, să bată ce fac, da. Ce mai poți din lui Canș? Păi? Asigură, zice că nu știu că e asigurarea. A, da, bravo. Jeta aici. Hai de mânță. Ha? Că toată viața de la mână. Nu se mai plăce și doamna nimic. Păi? Asta. Cardul nu se mai dau, nu mai adevenință. Păi hai să merg și eu, să încerc și eu să-mi fac și eu asigurare. Da, auzi, nu se mai plătește nimic, mă duc să-mi fac și eu, dragi prieteni, asigurare. Păi cum sunt să nu se plătească? Nu se mai plătește? Nu se mai, uite, mi-a dat adevenință. Fără nicio bani. Da. Și cât umblarăm, dragi prieteni, pierdurăm pe aici pe toate străzile astea și nu mai găseam casa de asigurări. Nici nu mai mănânc după aia. Uitați covrigul aici. Mănânc după aia și merg să văd și eu, dragi prieteni, și continuăm după aceea. Bine? Să vă spun ce am rezolvat. Dragi prieteni, gata, terminarăm. Am fost să-mi fac și eu asigurare. M-au trimis la noi la finanțe prima dată, dragi prieteni, să plătesc acolo o taxă la noi la finanțe și după aceea îmi face și mie asigurare de viață. Deci să am asigurare, dragi prieteni, pentru că acum dacă am ajuns la anii ăștia, mai știi, cu toate că sunt eu super slim, fresh și n-am probleme. Dar bine s-a gândit și mama. Că m-am interesat și acum, așa cum am zis, la finanțe, la noi, trebuie să plătesc o taxă, iau acel act de la finanțe că am plătit și vin aici și îmi face asigurare. Și cum a zis, că nu se mai plătește, mamă? Da, nu. Aici mă întreabă pe cât timp vreau să o fac, pe ce perioadă? Se întreabă.
A. Dar mie mi-a făcut-o pe viață. Pe viață, eu am mai fost la ei acolo, sunt de mult acolo. A, da. Da, dragi prieteni, terminarăm deocamdată cu Severinu. Luarăm și medicamentele la rețeta care a dat-o domnul doctor neurolog. Așa. Și programările acum, pe data de 3 venim să facă tomograful. Pe data de 3 la ora 3. Pe data de 8 venim să luăm rezultatul de la tomograf, acea fișă care ne-o dă, să mergem cu ea la domnul doctor la neurologie, tot pe data de 8, în aceea zi. Și așa că trebuie să venim și pe 3, trebuie să venim și pe 8, dragi prieteni. Înțelegeți? Și acum, până pe data de 3, dacă e să obțin și eu de la finanțe acel act că plătesc taxa, ca să-mi fac și eu, că tot vin cu mama, să-mi fac și o asigurare. Acum vedem. Acum mama, după cum vedeți, nu se simte bine nici acum, dragi prieteni. V-am zis și zic și în fața ei ce mi-a zis pe hol, că se simte foarte slăbită și, Doamne ferește, e frică să nu se întâmple altcumva mai rău. Dar i-am zis că n-are ce să întâmple, acum face tratamentul în baza tomografului care o să-l ducem pe data de 8, o să-i dea un alt tratament și cu acele dureri și cu amețelile și cu frisoanele pe care le are. Da. Asta e, dragi prieteni, acum am plecat către Strehaia. Da, și mergem acasă. Da, dragi prieteni, veni și foamea, mâncai atunci o jumătate de din ala de covrig. Nici nu știu pe unde mai era ala. Jumătatea. Nu mai ai covrigi acolo, mamă? Nu. Ha? Dacă mai am. Mai? Nu. Păi mănâncă tu lumea. Eu nu mă duc din acasă. Păi dar câți mai ai aici? Doi? Nu pot să am că vine să rău. Păi dar mănâncă că de aia îți vine rău. Lasă-l. Ha? Ia-l pe ăsta și tu. Lasă-l. Ia. Păi de ce nu mănânci? Apoi îmi vine să vomiți, că e mereu. Ha? Îmi vine să vomiți. Și unde mai mergi de mâncare? Păi ia un covrig, că n-are nimic. Nu, nu. Ha? Dragi prieteni, venim cu oameni. Ăștia se grăbesc să meargă tare. Eu acum ce mănânc, merge-o mai încet. Că e localitate și poate îmi dau ăștia puncte. Venit foamea, ne-am venit și mie amețeală, dragi prieteni, am venit și mie amețeală de foame. Așa că dragi prieteni, îmi cer scuze că mănânc cu gura, eu vorbesc cu gura plină. Când sunt cu mama, conduc încet. Când sunt singur, mașina asta la cât are pe bord, mai contează la ce, la cât merge tare. Dar știți cum e. Cu mama e frică când merg tare și mă atenționează. Mergi mai încet. Așa că, dragi prieteni, îmi veni și mie amețeală, mi-era foame. Dragi prieteni, așa cum de fiecare dată v-am promis, contează decența și caracterul frumos. Eu asta o să fac de fiecare dată în fața publicului. Și încă o dată și ori de câte ori va fi nevoie, eu pe dreptate mă agit de fiecare dată pe dreptate, când e dreptate și nu sunt înțeles. Înțelegeți?
când n-am dreptate și nu sunt înțeles. Sau când cineva mă critică când spun un adevăr. Mă critică. Oare de ce mă critici când eu zic un adevăr, da? Mamă, dormiși? Nu, stau așa. Dragi prieteni, încheiem aici prezentarea asta, mulțumindu-vă tuturor pentru vizionare și vă aștept de alte prezentări, dragi prieteni. Și acum, după cum vedeți, mama se simte și obosită, e obosită de asimilață într-una. Umblat prin tot Severinul ăsta, ne-am și pierdut, așa cum am zis, că nu mai găseam casa de asigurări. Pe toate străduțele, du-te vino, du-te vino, cu sensuri unice, cu interzisuri, nu te băga picol, ocolește, crede-mă, credeți-mă că... Da. Ok, dragi prieteni, vă pupăm. Și vă aștept la următoarele prezentări.